mulțumesc pentru că sprijiniți Republica Moldova, pentru că ne sprijiniți în lupta noastră pentru a consolida democrația, pentru a rămâne partea lumii libere. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru onoarea extraordinară care mi se face astăzi, pentru acest ordin de mare prestigiu pe care l-am primit. Voi sprijini întotdeauna Republica Moldova, atât pe plan politic, cât și pe plan cultural. Mulțumesc foarte mult, sunt foarte emoționat că ați venit în număr atât de mare să ne întâlnim în seara aceasta. Firește, mulțumesc doamnei președinte Maia Sandu, care m-a și primit dimineață, mi-a făcut o mare onoare și sper să avem o întâlnire foarte plăcută.